tratează separat. Viitorul este în mâinile noastre. Trăiește curat, colectează separat. Supercom susține campionii. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin noi o găsesc. Doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it, love. La MedLife iubim să vedem oameni fericiți, iar asta le face medici buni. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Începe o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Trup și Suflet, iar astăzi vom avea cu toții parte de o emisiune pentru suflet, pentru că suntem într-o perioadă în care se recunoaște valoarea femeilor, valoarea pe care femeile o aduc în comunitățile din care fac parte, se sărbătoresc femeile curajoase din lumea întreagă pentru munca și dedicarea cu care încearcă să formeze societăți mai echilibrate și mai tolerante. Ziua Femeii reprezintă o apreciere pentru femeile speciale din jurul nostru, iar invitata de astăzi este o femeie specială prin ceea ce face în viața de zi cu zi. Este născută în ajunul Zilei Internaționale a Femeii și nu întâmplător a ales acest moment să vină pe lume, pentru că, iată, prin profesia ei, este medic ginecolog și a ajutat mii de femei să aducă pe lume un copil, să devină mame. Iar anul acesta, ziua de 8 martie, este cu atât mai specială pentru ea, cu cât a devenit de curând, la rândul ei, mamă. O emisiune despre momente de neuitat, despre copii ca daruri, dar și despre magia și miracolul vieții, cu invitata noastră, doamna dr. Melinda Mitranovici, medic primar obstetrică ginecologie la Spitalul Municipal dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, este de altfel și șefa secției de obstetrică ginecologie. Mulțumesc pentru prezență, bine ați venit la noi, doamna mulțumesc doctor. Mulțumesc de invitație. Și la mulți și ani. Da, mulțumesc de două ori. La mulți ani și pentru ziua femeii. Mulțumim. La mulți ani și pacientelor și telespectatoarelor noastre. De dezvăluit încă de la început de emisiune că este a doua oară când încercăm să ne întâlnim, să înregistrăm, să ne întâlnim în acest format. În urmă cu o zi încercam același lucru, dar a intervenit o urgență medicală. Pentru mine a fost inedită înregistrarea și acel moment. Nu mi s-a mai întâmplat ca un medic să plece urgent din emisiune, fiind vorba de o intervenție contra cronometru pentru a aduce un bebeluș pe lume. Da. Da, cam așa este viața, așa unui viața medic, face parte din rutină exact. Unui medic. Exact, exact. A fost o naștere neplanificată și asta mi-a dat cumva de gândit, pentru că auzi de multe ori că e o cezariană, e o naștere programată, uite că vin copii pe lume și neprogramat. Ne iau prin surprindere, că așa e natura, până la urmă își cere drepturile. Cum a fost, cum este de fapt ziua de 8 martie pentru o persoană născută în ajun de 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, o persoană pe care destinul a dus-o sau a călăuzit-o pe o cale menită să ajute alte femei să devină mame? Foarte interesantă povestea. Da, frumos, da, chiar frumos. Pentru mine e ziua mamei, nu ziua femeii. Tot timpul așa am perceput-o și când reușeam, încercam să o sărbătoresc cu mama. Că așa mi se părea mie firesc, așa am fost crescută și asta este importanța pentru mine. Și la rândul meu ca medic ginecolog, sărbătoream cu pacientele, adică îmi plăcea în preajma zilei mele de naștere și a zilei de 8 martie să aduc pe lume copii. Este specificul de altfel la profesiei de medic ginecolog. O parte din activitatea unui medic ginecolog presupune, iată, și aducerea, da, dincolo de a trata patologii, și presupune aducerea pe lume sau ajuta gravidele, cuplurile, da, să odată să rămână însărcinate, femeile să rămână însărcinate și să ducă la bun sfârșit, să încheie cu bine o sarcină.
Corect. Ați știut din copilărie că veți face asta? V-ați dorit acest lucru? Nu. Se spune că profesia te alege de foarte multe ori. Deci așa profesia pe mine m-a ales pe parcurs. Cumva. Deci mie mi-a plăcut matematica, am avut alte lucruri în cap. Da, cu siguranță, altceva. Nu pot să spun că... Știam că voi, într-un fel sau altul, voi salva oameni, dar nu știam că în modalitatea asta. Și adică îmi place să cred că mai mult ajut decât încurc. Pentru că nu întotdeauna reușim să îndeplinim toate dorințele pacienților, nu întotdeauna... Absolut toate intervențiile au rezultatul perfect, oricât ne-am dorit, că practic asta ne dorim cu toții, dar în marea majoritate a cazurilor s-a terminat totul cu bine și cu succes și sper din suflet să reușesc să fac cât mai mult bine. Cum vede un medic ginecolog acest moment, miracolul nașterii? Noi din exterior vedem lucrurile poate idilic și îmbrăcat așa într-o aură foarte, foarte interesantă. Din interior, cum se văd lucrurile? Cum vede o femeie acel moment? Menționez o femeie până la momentul în care devine mamă, ca să înțeleagă altfel tot ce se întâmplă atunci când aduci pe lume un copil. Sunt două perspective. Deci odată a medicului și până de curând am avut doar perspectiva medicului, dar în același fel aș putea să spun că e tot un miracol. Și pentru noi ca medici să intri în sala de nașteri, să intri în sala de operații ca să aduci cu bine pe lume un copilaș și să faci bine o mămică, e un miracol până la urmă. Când spui că e un miracol, înseamnă că e acolo și divinitatea. Cu și siguranță. Întrebam același lucru și în emisiunea trecută. Este nevoie doar să experiență, pentru că la un moment dat devine rutină. Niciodată nu devine rutină, din punctul meu de vedere. Nici o naștere nu seamănă cu cealaltă. Pot să apară situații neprevăzute, surprize. Deci cine se blazează și consideră că devine o rutină sau prezintă lucrurile sau părinților tratează că sau tratează o naștere ca pe o rutină, nu știu, cred că nu și-a găsit încă vocația, nu a nimerit unde trebuie, nu și-a nimerit meseria. Din punctul meu de vedere, acolo trebuie să iei în considerare și când iei în considerare tot ce se poate întâmpla, poți să ai surprize. Nu, asta este adevărul. Surpriză atât pentru medic, cât și pentru pacient. Pentru toată lumea. Mai ales dacă e o femeie la prima naștere, nu știi, ești speriată, nu știi ce te așteaptă. Exact. Contează ca medicul să-ți arate empatie, să arate că formați o echipă acolo, că sunteți... Da, e o echipă, trebuie să fie o echipă. Ca să se termine totul cu bine, trebuie să fie o echipă și sarcinile trebuie să fie urmărite cum trebuie până la final, pentru că chiar și atunci când urmărim o sarcină până la final cu bine, adică cum să spun eu, corect și tot putem să avem surprize, că asta și spun, deci prevenția contează foarte mult, respectarea controlelor contează foarte mult, efectuarea analizelor contează foarte mult și la final, când tragem linie, tot există foarte multe necunoscute. E o realitate și asta o spun și morfologii. Chiar dacă medicina a evoluat atât de mult, chiar dacă se fac atât de multe investigații, atâte analize, încă pot să apară surprize. Deci, încă există necunoscute. Dau un exemplu, NIPT-ul, deci acea analiză care se face din sângele matern ca să determine ADN-ul fetal și să cauți eventualele mozaicisme, aneuploidii sau practic probleme genetice. Pe înțelesul tuturor. Exact, pe scurt. Și acolo, deci, practic, dacă pacientul are curiozitatea și citește declarația, inclusiv a laboratorului, este că nu cunoaștem tot. Deci există în ecuația respectivă atât de multe necunoscute, noi încercăm să prevenim. Eu cred cât că mai și multe probleme. Și corectați-mă și dacă greșesc, rezultatele vorbesc de incidența de un caz la câteva mii sau la câteva sute, depinde de exact. Rezultat. Deci totul e acolo, deci o statistică. Cu un risc și o statistică, da. Totul este o statistică și numim noi asta evidence-based medicine, deci practic medicină bazată pe dovezi științifice și da, avem o probabilitate mult mai mică în momentul respectiv când îți dă 1 la 1000, să zicem. Dar ea să există. Ai... Au fost foarte multe cazuri, persoane sau femei, familii care au decis, chiar dacă exista riscul, au decis să păstreze acea sarcină, să o ducă la bun sfârșit și s-a întâmplat ca ei să fie acel în caz. Acel... Dar a existat și, deci, într-adevăr, e după cum spunea, e o componentă importantă, divinitatea. Până la urmă, eu am avut un caz concret în care
incidența de sindrom Down, de exemplu, care oricum nu este o indicație de întrerupere a sarcinii, să începem cu asta. Era de 1 la 2. Pacienta era după fertilizare in vitro, a decis să păstreze sarcina, luându-și toate, cum să spun eu, asumându-și toate riscurile. Și copilul e bine. Da. Putea să fie... Putea să fie poate cealaltă. Cel de-al doilea, da. Bun, da. Un alt lucru care este o necunoscută pentru oameni, dar pentru noi ceva, cum să spun eu, un mare ajutor. Există și acolo mozaicisme, de exemplu, la sindromele Down, care pot să aibă doar niște trăsături din sindromul Down și nesc copilul să fie absolut, absolut normal. Absolut normal. Nu. Deci nu le știm. Medicina nu e matematică. E o multă matematică în medicină, în realitate. Este multă matematică. Da, dacă îl întrebăm pe Fibonacci. Dar rezultatul nu este... Nu e o garanție de 100%. Exact. Revenind la viața medicului, da, și la aspectele personale, cum simțiți acum ziua de 8, ziua femeii, fiind mamă? De curând ați devenit mamă. De curând însemnând de jumătate de an. Da, sunt mult mai împlinită. V-ați acomodat cu statutul de părinte. A fost interesant, cel puțin în prima lună. Nu prea, adică, cum să spun, oricât ai citi și nu știu, cumva viața nu te pregătește pentru momentul ăsta, sau cel puțin pe mine, adică cred că ne pierdem acel deși instinct. Deși ați trecut de mii de ori prin momentul aducerii unui copil. Da, adică fiind probabil și medic, întotdeauna pui răul în față, întotdeauna te gândești că, wow, acum ce-o păți copilul, cum să fac să fie totul perfect, și perfecționist, asta e o mare problemă. În ce înseamnă viața copilului, e o problemă, pentru că nu știu ce să fac să fac un copil cu asemenea mamă, sincer, dar mă străduiesc cât pot de mult să fiu o mamă bună. No. Deci, cei din jurul meu zic că sunt. Vom vedea. Timpul va arăta. Va spune, da, probabil, după 18 ani încolo, va spune, da, fetița, dacă ești sau nu un bun părinte, cam așa se întâmplă. Așa mi s-a spus și mie, mai oricât ai încerca, îți va spune copilul la un moment dat dacă ai fost sau nu un bun părinte. Copilul te minunat. Percepe el. Deci recunosc, nu știu, mie îmi place să cred că datorită faptului că am încercat să fiu un om echilibrat și câtă vreme am fost însărcinată și după aceea, mai ales că m-am străduit atât de mult să ajung în punctul acesta, am încercat să îi ofer bebelușului un mediu propice dezvoltării lui. Și asta e o lecție poate important de povestit și altor femei care trec și își doresc un copil. Să-și reprime stresurile, că nu ajută deloc. Deci să încerce să fie cât mai echilibrat, să aibă încredere în medicul pe care și l-au ales, să încerce să facă tot posibilul ca acel copil să se simtă dorit și iubit. Deci să pună înainte binele copilului și nu stresurile și fricile personale. Asta la momentul în care apare copilul. Au rămas gravide, da. Și după aceea, ca mame, da. Până la acel moment, pentru că paradoxal, nu știu dacă telespectatorii și pacientele dumneavoastră știu acest lucru, deși ați adus pe lume mii, sute mii de copii, v-ați dorit foarte mult propriul copil care a venit ceva mai târziu decât poate ar fi fost planificat sau ar fi fost dorit. Cum a fost acest parcurs, această călătorie, îi spuneam eu, pentru că n-a fost ușoară, n-a fost de scurtă durata, a presupus ani întregi în care... ați încercat sau ați așteptat? Nu am așteptat. Nu. Am încercat și asta sfătuiesc pacientele. Unu, să nu amâne momentul nașterii, pentru că un copil nu te încurcă la nimic. În niciun caz nu îți cere să îi oferi apartamente și bani. În primul rând, necesită dragoste și asta se poate întâmpla în orice fel de familie, deci nu-ți trebuie aver pentru asta. În primul rând, dragostea e cel mai important lucru și trebuie, nu știu, adică eu sfătuiesc pacientele în momentul când își formează o familie să se gândească foarte bine să aibă și un copil. Deci să nu amâne momentul, pentru că cu timpul devine din ce în ce mai greu. Așadar, vârsta este importantă, pentru că auzim diverse informații, diverse teorii, că nu contează vârsta, că în esență... Contează. Obține o sarcină fără probleme, fără riscuri. Exact. Deci vârsta aduce după sine și ovocite și spermatozoizi care să nu fie de o calitate prea bună.
aduce după sine probleme, deci sarcini oprite în evoluție, pierderi miscarriage, deci acele avorturi spontane, avorturi de trimestru 2, care sunt mult mai dureroase și mai greu de acceptat, tot felul de boli cromozomiale, că tot am discutat despre treaba aceasta, pentru că vârsta în sine, din păcate, duce la pierdere de cromozom și de material genetic la mamă în ovocitele proprii și la în spermatozoizii bărbaților, motiv pentru care oul nu este de cea mai bună calitate. Și atunci de asta e unul din motivele pentru care chiar recomand să se obține sarcina la... pe care sunt convinsă că le expuneți pacientelor atunci când vin la un consult și se discută despre planificarea unei sarcini. Cu siguranță. Dacă sunt femei care, datorită sau din cauza profesiei, nu reușesc sau nu prioritizează, pun sarcina pe locul, aducerea pe lumea unui copil pe locul 2, și trec de vârsta de 40 de ani, pentru că este cumva un prag psihologic. Ce recomandare aveți pentru ele? Să nu renunțe. Să nu renunțe la a-și întemeia o familie. Acum, și treaba asta că își pun pe primul plan profesia. Poate că nu își pun pe primul plan profesia, dar știm foarte bine că trăim într-o lume nebună, sincer, și atunci ții din ce în ce mai greu să-ți formezi o familie, pentru că familia, din păcate, deja cumva nu mai contează. Sunt atâtea discuții pe tema aceasta, libertinajul este foarte mare, lumea nu mai dorește să se așeze la casa lor și când se așează la casa lor, ne trezim că nu mai putem să avem copii sau apar alte 1001 de inconveniente. Suntem mai superficial cumva în relații, nu aprofundăm cu partenerul de viață și spre deosebire de bunici, de străbunici noștri care au reușit să încheie căsnicii de zeci de ani. Nu mai avem răbdare. La cel mai mic greu renunțăm. Da. Poate și obținerea unei sarcini poate să fie un astfel de hop, un astfel de prag. E o mare încercare pentru familie. Cu siguranță o mare încercare pentru familie, pentru toată familia. Și în loc să găsești calea pentru a obține, încerci să cauți vinovatul, să vedem cine e de vină, de ce nu apare. Da, și aici ai și presiunea familiei, deci aici sfătui în cazul cuplurilor care au probleme de genul acesta sau dacă se observă că întârzie în obținerea unei sarcini, să nu se caute vinovați, pentru că nu ajută. Adică familiile respective sau cuplurile respective trebuie să aibă, să găsească un sprijin în sânul familiei, nu presiuni și acuzații, și că nu, în niciun caz nu ajută. Ei chiar au nevoie de foarte mult sprijin, pentru că, după cum spuneam, viața socială, din păcate, se desfășoară pe Facebook, Instagram și altceva, nu se desfășoară pe conversații și discuții care să... Reale. Da, fructifice, totuși. Da. Să transforme o problemă într-un, nu știu, într-un avantaj, în a găsi o soluție. Întâmpinați și în cabinet genul ăsta de situații în care, în loc să vină cuplul, ne trezim cu toată familia, fiecare își dă cu părerea, fiecare... Nu, nu accept, în primul rând. Nu accept așa ceva. Deci acolo la mine nu-i circ, nu-i spectacol. Nu. Să și le discute acasă. Nu-i nici psiholog, nu-i cabinet de psihologie sau de psiatrie. Probabil că cei de acolo găsesc mai multe probleme de genul acesta. Deci nu-i un cabinet ginecologic, nu-i locul de desfășurare a unei asemenea lupte. Scene de familie. Da, nu. Vorbeați despre vârsta. La vârsta, există vârsta optimă pentru a... pentru a ne gândi la o sarcină în viața unei femei? Până întreb 35 pentru de ani. Că sunteți conectate la tot ce apare, statistici, informații științifice. Ce spune acum medicina? Care e vârsta potrivită? Deci dacă cumva a crescut? Între 18 și 35 de ani este vârsta recomandată, ca să spunem așa, dar asta nu înseamnă că ne culcăm pe ureche, pentru că am găsit probleme genetice și la vârstele respective. Deci până deci 35 trebuie, de ani. Trebuie oricum urmărit o sarcină și investigată, și pentru că putem să găsim din cauza alimentației, deci noi spunem epigenetică, deci așa se numește, deci factorii care influențează genomul. Da? Factori externi.
poluanți, alimentație, eurile pe care atât de bine le cunoaștem, poate că e... pesticidele cu care stropim toate... Care sunt cele mai periculoase sau care sunt factorii care pot să influențeze cel mai puternic dincolo de moștenirea genetică, da? Și asta nu știu dacă are vreo relevanță, dacă provin dintr-o familie unde au existat astfel de încărcătura genetică. Da, factorii externi, și ați amintit deja, alimentația, mediul, obiceiurile nesănătoase, sigur că da, diversele infecții cu, mă rog, prin acest libertinaj sexual, faptul că ne lasă la toate bazinele de noți să mergem fără nicio lamă, fără nicio analiză, pe vremuri se mai cerea câte o analiză, acum nu încălcăm intimitatea cuplurilor și așa, măcar să dezinfectăm bazinele alea cât putem de mult, dacă nu. Astea sunt recomandările mele. Eu aș recomanda cuplurilor să meargă la mare, unde, datorită apei sărate, nu există riscuri de genul acesta. Deci de evitat piscinele. Da, sau dacă mergem la piscină, să mergem cum ar fi la bazinul de not din Hunedoara, unde, într-adevăr, se face sport de performanță și acolo au foarte mare grijă la condițiile de igienă. Dau un exemplu, acum nu le știu pe toate, că nu le-am luat la rând. Dar la asta trebuie să fim atenți. În schimb, cel mai mare risc, și ăsta este un risc pe care nu-mi pot asuma să vorbesc despre el pentru că nu cunosc situația. Știu că au fost niște discuții de pe vremea când era ministru domnul Borbei, ministru mediului, și se discutau despre depozitele de deșeuri din diverse țări europene, care, bineînțeles, România a devenit groapa de gunoi a deșeurilor chimice și radioactive. Da. Da, în diverse locuri și nu sunt îngropate cum trebuie, deci nu se respectă condițiile respective. În primul rând, eu aș fi interzis aducerea lor în țară. Și în acele zone și în acele medii, sau unde există, de exemplu, mine de uraniu, cum avem noi în apropierea Aradului, normal că ne gândim la viitorul obstetrical cu un mare semn de întrebare. În ce măsură dependența de tutun, de alcool, consumul acestor substanțe, despre și care droguri. Știm că sunt de droguri, pentru că este un fenomen, influențează fertilitatea? Bun. Acum, fertilitatea nu e neapărat influențată de ele, în afară de tutun. Deci acolo, da, acolo dă, poate să dea infertilitate, atât la femei cât și la bărbați, pentru că omoară spermatozoizii și omoară ovocitele. Deci le îmbătrânesc, da, tutunul. Îmbătrânesc celulele. Deci accelerează îmbătrânirea foarte mult și, ca să mai vorbim în timpul sarcinii, că vin într-adevăr pacienții și au spus că da, dar la prima sarcină am fumat. Bun, la prima sarcină erai cu 5 ani mai tânără, acum uterul tău e mai îmbătrânit, ovarele tale deja sunt mai îmbătrânite după încă 5 ani de fumat. Și cred că asta e argumentul pe care probabil îl folosesc mult. Da, cu pelea, da, uite, primul bine. Copil e bine, e mare, e sănătos, a fost tot în regulă. Da, dar vrei să-l ai pe al doilea cu probleme? Întreb, nu. Arunc și o întrebare, vrei să-l ai cu probleme sau hai să încercăm să renunțăm, dacă nu reușești să elimini cu totul, măcar redu cât poți de mult, că până la urmă... Reduci pe perioada, ce le recomandați? Pe perioada sarcinii sau ar trebui cu o perioadă de timp înainte? Ar fi bine dinainte, da. Bineînțeles, dar nu, acum măcar pe perioada sarcinii să reducem, pentru că nu, copilul încă este în dezvoltare, celulele se multiplică, deci avem șanse să se recupereze copilul câtă vreme este încă în burtică. Deci, genetica încearcă să-și facă treaba ei și să elimine celulele care îs rele și imunitatea organismului, dar reușește parțial, trebuie să ajutăm și noi. Parțial și de ce să îngreunăm deci acest să proces? Să ne asumăm riscuri, asta nu înțeleg. În loc să ne ajutăm corpul să funcționeze normal și să ne oferă un copil sănătos. Da, pentru că practic trebuie să gândim altfel. Îți îngreunezi și ție. Deci dacă suntem atât de egoiști încât zicem, domnule, nu pot să renunț la anumite obiceiuri de ale mele. Sunt atât de egoist încât nu pot să renunț. Da? Gândește-te tot la fel de egoist și zi, domnule, nu vreau să am un copil care să fie cu handicap sau cu probleme pe viitor de sănătate, să alerg cu el tot la a doua săptămână că are, ce știu eu, probleme respiratorii sau cancer sau mai știu eu ce. De ce să nu gândim așa? Domnule, vreau eu să-mi îmbunătățesc sănătatea câtă vreme sunt însărcinată, ca apoi să am un copil sănătos cu care să nu am probleme. Și nu să mă duc la doctor. Ați vorbit de cazuri extreme, de un handicap sau o situație poate extremă. Da, dar de ce să fie un copil fragil, exact, un copil care să aibă o imunitate deficitară? Să alergi cu el toată ziua la doctor. Toată ziua la medic, exact. Și să te asta gândești, dar oare de ce? Oare de la ce? Cu siguranță nu se gândesc că ar fi de vină.
niciodată nu sunt de vină. Întotdeauna medicul e de vină și dacă au vreo infecție, medicul e de vină sau spitalul sau planeta sau nu, foarte. Dar asta e o patologie a noastră, a oamenilor, adică și mie mi-e greu să-mi asum anumite. Deci, ați spus-o de la bun început, da. Că aveți altă perspectivă asupra lucrurilor. Da, deci noi nu suntem de vină niciodată pentru nimic din ce ni se întâmplă în jurul nostru. Altul, soțul, dacă se poate. Și în general soțul. Haide, dacă tot e ziua internațională a femeii. Da. Acum măcar să fim sinceri și să recunoaștem lucrurile astea. Da. Eu chiar am noroc că m-aș să mult cu copilul. Este un mare noroc. Este extraordinar să ai un partener de viață care să-ți fie sprijin și în creșterea copilului și clar. Am înțeles, chiar repet, situația apărută ieri când alergând spre urgența medicală, la cine apelezi? La soțul care... Da. Felicitări că se implică. Și se implică, da. Doamna doctor, vorbeați despre consumul de droguri etnobotanice. Da. Sunt la fel de periculoase sau pericolul este la fel de mare ca în cazul fumatului? Da, foarte mare pentru că nu cunoaștem compoziția lor chimică, nu știm cum să ne luptăm cu ele. Deci, slavă Domnului că au cam ieșit de pe piață. Dar acum nu vine pacienta să spună sau să recunoască, o pacientă care fumează recunoaște lucrul ăsta. Da. O pacientă care consumă astfel de substanțe nu o să vină. Dacă îți dai seama, pentru că se întâmplă ceva cu sarcina și le iei pe repede înainte, recunosc. Adică, știți cum e, pui farurile pe pisică, nu? Cam așa. Da, recunosc și încearcă să se lupte. Deci când conștientizează, când le faci să conștientizeze, încearcă să corecteze. Și se vede, deci se vede în timpul sarcinii că se luptă și că au înțeles. Și iarăși un lucru foarte important. Nu trebuie să îi dai în cap pacientului că are, toți avem defecte, toți avem vicii, toți avem și trebuie să înțelegi perspectiva pacientului pentru că tu vrei de fapt acolo nu să-l arăți cu degetul, ci să-l ajuți. Deci ideea e că medicul este acolo să ajute. Și asta trebuie să facă. Și asta probabil ar trebui să înțeleagă cei care pun la colț medicii și contestă tot ceea ce spun medicii. Și iarăși un lucru care aș vrea să înțeleagă pacientul, deja că mă apuc și spun de anumite lucruri. Când îi spun, măi, vino mai des sau dacă îți spun că trebuie să-ți vezi de sarcina ta și te chem la control, deci nu te chem să ne vedem una pe alta sau să-mi spui salut, ce mai faci. Nu, te chem pentru copilul tău. Nu înseamnă neapărat că și asta încerc să le explic. Nu înseamnă neapărat că la final, când tragem linie, totul să fie bine. Dar ne străduim amândoi, și eu, ca și medic, și dumneata, în calitate de mamă, să încercăm să oferim acelui copil cele mai bune șanse. Imediat, dacă spui ceva, că am avut acum un caz, a spus, aoleu, dar am făcut eu ceva? Sau nu, draga mea, n-ai făcut nimic. Și dacă, Doamne ferește, copilul va avea un defect clar la ce văd acolo, nu are legătură cu stilul tău de viață. Pentru că sunt anumite malformații care pot să apară sau diverse defecte pe care nu le putem preveni neapărat. Dar dacă le știm, copilul fiind din burtică, putem să anunțăm neonatologul, putem să formăm o echipă, putem să declanșăm noi nașterea mai repede sau să-i facem o cezariană, să oferim copilului cele mai bune șanse, poate că te trimit într-un centru universitar, dacă ești de acord, bineînțeles. Deci încercăm să creăm condiții ca acel copil, la final, să fie perfect. Extraordinar de bine îngrijit și perfect. Bine de menționat, pentru că am văzut că există dezbaterea asta și pe rețele de socializare. De ce trebuie să merg de atâtea ori la consult? De ce trebuie nu să fac ecograf atât de des? Este o recomandare. Medicul îți recomandă. Iarăși se iau după chestia asta. În străinătate, de exemplu, dau exemplu. Marea Britanie, că veșnic ne raportăm la Marea Britanie. Păi pe mine, acolo, zice, m-au chemat de 3 ori. Nu, greșit. În general, de 3 ori e plătit prin casa de asigurare cele recomandările pentru malformații sau probleme majore. Dar ei acolo îți spun că ei nu răspund că acel copil mai are și alte probleme. Deci am avut caz concret care o venit din Anglia, nu, i s-a făcut morfologia, nu s-a descoperit nimic și vine că au avut ceva contracții doamna și am văzut o malformație pulmonară severă pentru care o și plecat repede înainte și a născut acolo și copilul a fost operat, nu mai țin legătura, deci nu știu ce s-a întâmplat până la urmă. Nu își asumă răspunderea. Nimeni. Așa e făcută legislația.
Adică legislație totuși... care de foarte multe ori ne uităm înspre ce se întâmplă în alte țări, cum sunt tratați pacienții în alte țări, dar când vine vorba de serviciile medicale din țara noastră, avem pretenții foarte mari, foarte ridicate, dar ne raportăm la, la ce se întâmplă acolo, inclusiv cu serviciile de urgență, medicina de urgență, inclusiv cu accesul la medici, pentru că vedem chiar în cazul medicilor pediatri copii care ajung la un pediatru doar dacă situația chiar o impune, dacă vorbim de, de un caz foarte grav, nu de o febră sau o tuse sau o anumită secreție în nas. Deci sunt aspecte pe care trebuie cumva să le echilibrăm și să le înțelegem. Asta apropo de a contesta ce fac, ce fac medicii. Mereu ne uităm în curtea vecinilor. Da, acolo sunt niște reguli foarte clar stabilite, care la noi sunt doar niște recomandări. Da. Deci acolo ei le-au transformat în reguli. Regulile alea ei le respectă, bune, rele, cum or fi, le respectă. Nu înseamnă neapărat că la final, când, pacientul ajunge în fața medicului și cu un anumit diagnostic, respectând toate regulile, ei își asumă răspunderea. Nu, nu. Și eu aici când vorbesc, de exemplu, vorbesc despre cancer. Deci ei fac un Papa Nicolau, dau un exemplu, în Belgia fac un Papa Nicolau odată la 5 ani și după aceea pacientul se miră când îi se pune, vine control în România și îi se pune direct diagnosticul de cancer. Nu. Și odată și recoltarea, pentru că așa se recomandă. Așa, da, la ei așa se recomandă. Odată, adică atât ai plătit de casă. Am înțeles. Și nu, nici nu știu dacă au, că nu m-am interesat. Pe când în România este anual. Se face anual, este decontat, nu? Nu. Sau? Și decontarea prin, programele naționale totodată la 5 ani. Dar pacientul măcar are dreptul să vină anual, cum de fapt sunt, efectiv recomandările europene. Dincolo, asta nu știu. Dacă, pentru că acolo mai e o problemă. Deci medicul are o normă de cât să facă și peste norma aia nu trece nici cum, că nu-i plătit. Și atunci nu face. Și gata. Și inclusiv când pacientul mai cere câte o ecografie sau ceva, îi recomandat acolo? Nu. Nu. Pune-te pe lista de așteptare și mai vedem noi dacă te vedem sau nu. Dar adică poate asta să fie... pune în joc, este sănătatea pacientei. Și, da, și asta nu înțeleg gelumea, că vai că totul este foarte, foarte gradat și totul îi ceas. Da, îi ceas, dar tot, adică spune, într-adevăr, procentul de probleme efectiv este mic. Este mic. Și atunci pacienții care sunt relativ sănătoși nu se sizează, dar sunt cei care chiar au probleme grave sau care chiar au, după cum spuneam, au venit și li s-a pus diagnosticul de cancer. Nu, cu aia ce faci? Că există și acel procent. Eu aici ca medic în România, deci nu, și nu mă refer aici la Ion Mitranu și Melinda, ci și colegii mei, nu ne asumăm greutatea asta. Adică noi știm că poate să apară. Acum, de exemplu, societatea americană de ginecologie își pune semne de întrebare cu aceste controle, mai ales cele care și-au făcut vaccinarea anti-HPV, nu s-au mai căutat de Papa Nicolau, de Bethesda, de fapt, cum se face. Considerând că sunt protejate de vaccin. Nu a insistat guvernul american să se facă mai departe testări de altă natură. Motiv pentru care acum ei au sesizat o apariție în ultimii 5 ani. Deci statistic vorbesc, acum că după cum spunea medicina, până la urmă e o statistică, e un calcul al probabilităților, a crescut rata cancerului avansat de coluterin depistat. Adică ceea ce ei n-aveau. La persoane vaccinate. La persoanele vaccinate, normal că acolo s-a vaccinat toată lumea, nu i-a întrebat nimeni că vor sau nu. Cum la noi se pune problema. Pentru că nu le știm pe toate. Da, se recomandă, într-adevăr. Deci există un procent mare de cancer de col uterin care clar îți datorită HPV-ului. Dar nu este singura cauză. Adică asta nu ar trebui să ne scutească și noi am tras o mie și una de semnale de alarmă, dar nu neapărat... De cei care fac cercetări mă refer, nu cei care doar practică, sunt medici practică, medici clinicienii. Da. Pentru că ei, într-adevăr, se iau după recomandări, pa, nu.
după aceea când acum au început să vadă statisticile, au început să-și pună și ei întrebări. Și cât de departe suntem noi de, în ceea ce privește vaccinarea și de sistemul lor? E încă o ocazie, că e ziua femeii, poate încă o ocazie potrivită de a aminti importanța acestei vaccinări și a prevenției. În general, orice fel de prevenție ar fi. Deci prevenția, asta este într-adevăr în sistemul nostru medical problema majoră. Deci sunt acele femei care sunt conștiente, se duc și se caută. Clar, cu alea nu avem probleme. Aia vin, lor nici nu trebuie să le spunem că haideți, că nu avem probleme cu ele. Dar este marja cealaltă de populație care, Doamne ferește, să vină în contact cu medicii în general, nu cu ginecologii. Și poate chiar și acum, că e ziua în care focusul este pe femei, poate sunăm la medicul ginecolog, ne facem o programare pentru un Babeș Papa Nicolau, la un consult pentru de sân, pentru că și acolo lucrurile sunt dramatice și vedem ce se întâmplă, ce spun tot statisticile. Da. Doamna doctor, la ce interval ar trebui, că ați amintit, mi se pare șocant cumva, 5 ani de zile nu faci nicio investigație, să nu-ți vezi de starea de sănătate, pentru că așa spune statul sau ghidul. În acei 5 ani de zile starea se poate schimba brusc, starea de sănătate poate fi ușor influențată de, eu știu, schimbarea stilului de viață sau modificările care apar în viața oricărei femei. La noi, oricum, cred că sunt conștiincioase sau au devenit mai conștiincioase femeile și să meargă anual. Cam asta e recomandarea anual la consult. Da. Și iarăși un lucru pe care l-am sesizat în ultima vreme, înainte mamele duceau fetele la ginecolog. No, acum e un pic invers. Deci fetele își duc mamele, mătușile și așa mai departe la control, ceea ce este minunat. Adică tânăra generație cumva începe să aibă grijă, da, pentru că vor să îi aibă cât mai mult pe lângă ei și au grijă de ei. Și asta e fantastic. Apropo de ziua mamei, să ai grijă de mama ta. Extraordinar. Da, e foarte frumos. Nu vezi doar de propria sănătate, ci și de cea a mamelor, a bunicilor, a mătușilor, care poate nu au informații, nu au avut acces la informații, nu s-a discutat atât de mult despre prevenție, nu au acest concept cumva. Percep ginecologia altfel, de genul mi-e rușine să merg. Dar parcă vin cu altă inimă când le aduce fata sau nu. S-au schimbat lucrurile, apropo de cum concep generațiile bunicilor, a mamelor noastre, ginecologia. Mă duc la ginecolog să nu cumva să se știe că merg și neapărat trebuia să fie o problemă. Nu mă duc să preventiv, profilactic. Exact. Revenind la monitorizarea unei sarcini sau la a ne asigura că vom avea o sarcină sănătoasă și la ceea ce ar fi de urmat, vis-a-vis de suplimente, de ce ar trebui să-și administreze femeile sau ce le recomandați femeilor care își doresc un copil sănătos, pentru că sunt o felul de preparate pe piață, sunt o felul de variante. Bun, eu acum nu am voie să fac reclamă la denumiri. Dar substanța o puteți menționa? Nu, sunt vitaminele de sarcină, care sunt vitamine de sarcină și dacă se poate să fie acelea care au tetrafolatul, pentru că e mult mai bine absorbit și nu cunoaștem proporția de paciente care au acele trombofilii minore și care, la care absorpția de acid folic este destul de redusă și degeaba le dau acidul folic că nu îl metabolizează. Deci vitamine care conțin tetrafolatul sunt recomandate. În rest, să mănânce cât mai sănătos, să verifice conținutul de euri și de citrați și de alte prostii din alimentație. E foarte, foarte important. Și grijă la acele obiceiuri nesănătoase. Mișcare, iarăși, starea emoțională, cred că la fel de important. Ați menționat-o, pentru că de foarte multe ori auzim cupluri care spun că trăiau cu stres, trăiau cu acea presiune emoțională. În momentul în care lucrurile s-au relaxat, a apărut și o sarcină. Stresul are o influență extraordinar de rea, dar aici sunt alte lucruri care... Deci ce poate fi, de exemplu, mai stresant decât un război? Culmea că în al doilea război mondial s-au născut foarte mulți copii. Și asta pentru că și stresul sau, mă rog, dorința de a-ți muta gândul de la război mergea către a avea relații sexuale. Deci era să încerci să obții acele endorfine.
în modul cel mai, deci acei hormoni ai fericirii, în modul cel mai natural posibil. Și la îndemână. Aș putea să spun, și la îndemână. Exact, cel mai ieftin, la îndemână, natural, cum vrem să-i spunem, și sănătos. Până la urmă, un obicei sănătos, aș zice, și care, uite, că a dus la apariția unui procent mare de copilaj. Deci în condiții de stres major. Da, are două. Deci stresul ăsta depinde cum îl gestionezi, din punctul meu de vedere. Deci ori te stresezi toată ziua și nu faci nimic, ori te stresezi și atunci hai să uităm de stres. Deci depinde de fiecare cum încearcă să treacă peste moment. Pentru că s-au schimbat cumva vremurile, și percepțiile, dar da. Auzim și vedem experiența bunicilor care au născut acasă, de foarte multe ori au fost situații de poate n-au mai ajuns la medic, n-au făcut nici atâtea investigații, n-au trecut prin toate controalele acestea și prin toate filtrele astea. Acum vreo 30 de ani nici monitorizarea aceasta ecografică nu exista. Aflai la naștere sexul copilului. Și existau la fel de multe probleme de sănătate în cazul nou-născuților ca și acum? Sau ce spun studiile, ce spun statisticile? Nu exista teflonul, de exemplu. Că știți foarte bine când a apărut teflonul, deci acel teflon a dus la foarte multe malformații și extrem de... Deci în sine, substanța... S-a făcut și un film pe tema asta, era extrem de agresivă. Tot la fel, hai să încălzim totul la microunde. Hai să ne abținem un pic. No, hai să încălzim cum se încălzea pe vremea bunicii. Hai să trăim mai sănătos. Deci ei trăiau sănătos. Și atunci uterul avea contractilitatea care trebuie. Că acum o mulțime de cezariene sunt pentru că, de fapt, le bombardăm cu o mie și una de ocitocice. De exemplu, în străinătate, în schimb, preferă să dea tona de medicamente ca să declanșeze travaliu și să susțină un travaliu decât să facă o cezariană. La noi nu se admite să se dea o doză atât de mare de medicamente, până la urmă, că nebunești uterul ăla. Este cu plusuri și minusuri. Adică unele reușesc să nască într-adevăr foarte bine și așa și ajung până la urmă la intervenții chirurgicale pentru scoaterea uterului, pentru oprirea unor sângerări, pentru că uterul acela care este așa de agresat de medicamente nu întotdeauna răspunde cum ți-ai dori. Deci obiceiurile din viața de zi cu zi aparent mărunte, nesemnificative, la care nu ne gândim. La care sunt teflon și microunde, încercam să fac legătura, care e legătura cu... Da, uite că se leagă toate. Mare, da. Și toate substanțele. Acum, acea talidomidă care a dat malformații, după ce s-a descoperit că sunt 1001 de alte medicamente care, din păcate, duc la așa ceva, influențează, sigur că da. Și practic ce mâncăm și obiceiurile noastre și poluarea și totul ne îmbătrânește organismul și de aici apar acele aneuploidii. De aia la noi, din păcate, dar nu numai la noi, peste tot în lume, controlele sunt mult mai dese și mult mai specifice decât erau înainte. Adică se pune deja atâta preț pe niște analize care să ne determine riscul de preeclampsie, sunt atâta analize care să ne determine insuficiența placentară, se concentrează foarte mulți bani pe depistarea de cancere. Uh-huh. Acum încercăm să cercetăm dacă prin placentă există tipuri de cancere care se transmit la nou-născut. Faptul că amâni atât de mult o sarcină, normal că organismul îmbătrânit vine cu mult mai multe boli, patologii, unele dintre ele se transmit copilului sau afectează sarcina într-un fel sau altul, sau din potriva sarcina îți afectează sănătatea. Deci deja se pun în balanță 1001 de alte lucruri. Și știința și medicina încearcă cumva să țină pasul cu problemele noastre de sănătate și cu obiceiurile noastre care contribuie cumva la apariția acestor probleme. Cum arată viitorul? Pentru că sunteți conectată la tot ceea ce înseamnă lumea științifică și aveți colaborări cu reviste de specialitate. Da. Sunteți afiliată la ESHRE. Vă rog să și ISOG. Deci, ESHRE ne interesează, adică pe mine mă interesează cel mai mult, pentru că la ea am colaborat. Și ne-ați vorbit de fiecare dată despre aceste colaborări și de ce sunt ele importante pentru noi, pentru paciente. Cum arată viitorul în zona aceasta a fertilizării? Pentru că se vorbește mult despre infertilitate. Da. Este un subiect care știu că vă pasionează. Păi m-a preocupat în mod direct datorită patologiilor. Acum înțelegem. Sincer. Acum înțelegem, pentru că nu ați dezvăluit, au fost lucruri personale, dar acum iată. Da.
Practic de aia am ajuns aici, că lumea medicală și academică m-a întrebat, dar de ce te concentrezi pe treaba asta? Și dacă te concentrezi pe treaba asta, de fapt, de ce ne-ai refuzat? De ce nu ai rămas în clinică? Nu. Nu, eu personal nu mă văd încadrată într-o lume academică, pentru că mie mi se pare foarte... nu neapărat urâtă, dar meschină. Nici o lume meschină. Și asta am învățat, cumva. Da, competitivă, dar nu neapărat într-un mod, cum să spun eu, firesc și organizat. Și nu numai aici în România, nu mă refer mondial. Puteți face lucruri minunate și în, spitalul Hunedoara, în județul Hunedoara și în România. Ca mine sunt și alții, să știți. Deci sunt chiar profesori universitari care profesează în spitale sau centre medicale limitrofe. Deci, de exemplu, de curând am fost invitată să mă mut în Danemarca, într-un spital nu foarte mare, dar care se oferea o colaborare cu centrul universitar și care se oferea să-mi plătească toate cercetările. Inclusiv și mi oferea... I-ați refuzat, bănuiesc, dacă sunteți aici sau mai analizați. Adică asta e, n-am putut să refuz complet. Deci mi oferă inclusiv grădiniță pentru copil, deci îți oferă creșe, tot ce îmi doresc. Mi-au trimis pliante, m-au invitat acolo să văd despre ce este vorba, să vedem dacă ne înțelegem între noi. Mi-au trimis CV-urile celorlalți viitori colegi, ca să zicem așa. Deci, a echipei. Asta ca să mai vorbesc înainte, atunci când am avut cele mai multe colaborări cu eșterele. În 2019 am început, în 2020 a fost cea mai activă perioadă. Atunci am fost invitată în Geneva să lucrez, nu așa. Și i-am refuzat pentru că știam că atunci am înhămez la muncă de sclav și n-aș fi avut timp. Eu am încercat să le explic că eu fac treaba asta și munca asta pentru mine, pentru că eu am o condiție medicală și într-un final, după vreun an de bombardări cu mail-uri, au înțeles și m-au ajutat. Deci dar asta mi-a împiedică să încerce în continuare, pentru că acum ați reușit, da. Aveți rețeta succesului, nu? Aveți pentru reușita mine, personală. Da, pentru patologia mea, bun, că eu practic am căutat să văd unde-i buba, am încercat, deci, no, cea mai frumoasă din colaborări a fost asta, Unexplained Infertility, acolo am făcut recenzia și acolo a fost pentru mine... frumos, că în Copenhaga la Unexplained Infertility, când ori da drumul la... Pentru telespectatori, da, infertilitate de origine necunoscută, da, sau neexplicată. Da. Da. Și când și-au prezentat de fapt lucrarea și soluțiile pe care le-au dat ei ca și grup organizat și recomandările respective, au inclus și recenzorii. Deci printre care m-au aflat și eu, am avut o invitație personală să particip la Copenhaga, la congres. N-am putut să merg, că urma să nasc, dar m-au înțeles. Deci a fost așa, am fost foarte mândră. Dar timpul nu e pierdut. Da. Continuați, iată, da, continui, da. Acum, din ianuarie am devenit... Să bifați partea științifică și da, colaborez cu Oxford Academic în continuare. Și mai lucrările dumneavoastră pot fi, și asta pentru telespectatorii care sunt interesați, pot fi citite, pot fi analizate. Da, sigur că da. Un site, spre exemplu, un... Păi în PubMed îmi caută numele sau în Google Scholar. Ok. În astea două îmi caută lucrările științifice cât apare pe nume. Și atunci o parte sunt deja puse și pe site-ul Spitalului Municipal ca să poate să le acceseze direct lucrările respective. Și v-am întrebat pus cum ar veni de doar pe hartă, da, pe harta mondială. Da, da, oricum, de exemplu, când te includ ca recenzor, nu găsesc spitalul Hunedoara, zice, dar nu-i printre colaboratorii noștri. Se așteptau la o clinică universitară, da, probabil. Da, 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 și trebuie să dau și afilierea la Târgu Mureș, dar eu am vrut să includ și spitalul, că practic eu acolo muncesc și o parte din cazuistică este de acolo și a trebuit să fie automat bifată și de comisia foarte etică. Mult la da, lucrul acesta, la spitalul municipal Hunedoara. Pentru că mi-au oferit o casă cum ar veni.
Și menționați de fiecare dată, indiferent că a fost vorba despre vreun eveniment internațional sau întotdeauna v-ați mândrit cu faptul că veniți din Spitalul Municipal Hunedoara. Apare spitalul respectiv, bun, că ei automat îl asimilează cu spital de urgență, dar așa îi... tipicul, nu, a lucrărilor științifice, că automat acolo mă bagă, dar nu, știu care, spitalul este cu stradă, cu tot, adică că e din Hunedoara, cu Alexandru Simionescu, deci tot e scris acolo. Da. Doamna doctor, ne apropiem de final și vă întrebam cum arată viitorul în zona aceasta infertilității, a unei sarcini, a investigațiilor pe care femeile și le vor putea, adică să fie accesibile cât mai curând pentru paciente. Vedem că lucrurile au evoluat foarte, foarte mult în ultimii 10-20 de ani. Este foarte greu să spun, pentru că lucrurile evoluează în continuare și sunt anumite patologii, cum e endometrioza, în care nu avem încă multe răspunsuri și în care preconizez că voi avea o colaborare inclusiv cu The Royal College of Pathology, cu Marta Cohen, cu profesorul Cotoi, bineînțeles. Vom încerca să facem la invitația dânsei o lucrare științifică împreună, adică un studiu, nu-i lucrare, un studiu preclinic, adică începem cu linii celulare și de acolo pe o idee de a mea împreună cu dânsa. Deci partea de endometrioză, focus pe endometrioză, care este atât de răspândită, atâtea femei. Și care încă nu este cunoscută. Deci noi încă suntem, încercăm să găsim pentru diverse patologii la nivel celular. E cunoscută în țara noastră sau vorbim de abordarea academică, mondială? Da, și slavă Domnului, suntem incluși. Tot la fel am fost abordată de British Medical Journal, tot așa, pe patologie moleculară. Acolo am devenit, acum recenzor, am fost inclusă, avizată, tot așa, căutat spitalul. E foarte distractivă conversația asta cu ei. O dura 5 săptămâni să mă valideze. Până la urmă, ca recenzor, pentru că li se părea că am un titlu prea mare într-un spital așa mic. Da, de provincie. Da. Și, dar pentru ce... fac și cât creier și putere de muncă implic, au considerat că British Medical Journal merită să investească în noi. Și British Medical Journal, nu mă refer la filiala din București, nu, acel British Medical Journal, adică baza. Mama lor. Da, editorul academic m-a abordat direct și cred că va ieși ceva frumos din colaborarea asta și lucrăm pe partea de fertilitate, deci despre asta discutăm. Deci în continuare nu am mai multe întrebări decât răspunsuri. Noi așteptăm să ne împărtășiți și răspunsurile în măsura în care le vin. Da, vom avea, sper, la un moment dat să avem niște colaborări mai extinse. Eu întotdeauna am spus că multidisciplinaritatea va fi răspunsul. Deci atâta vreme cât încă orgolile sunt ca la primadone printre medici. Și aici nu mă refer. Ginecologii și-o țin pe a lor, anatomopatologii și-o țin pe a lor, nu reușim să conversăm între noi. Oncologii, la fel, măcar oncologii fac comisie interdisciplinară. Deci singurii care o fac de o vreme. Noi nu suntem în stare. Acum, într-adevăr, în toată treaba asta vom implica sau noi sperăm, sunt în tatonări geneticieni și acolo deocamdată mă lovesc de orgolii. Deci viitorul înseamnă cumva sudarea acestor relații. Multidisciplinaritatea. Pentru că ce s-a reușit până acum, și asta putem să mulțumim în ghilimele societății americane, este să rupem fiecare meserie în 7000 de bucăți. Adică ei acolo, de exemplu, au ginecolog care se ocupă de ginecologie, obstetrician care se ocupă numai de obstetrică. Și să mor eu dacă reușesc să se înțeleagă între ei. Adică am ajuns acolo. Păi dacă ne lovim de lucrurile acestea. Pe vremuri erau medici, sau cum era Emil Palade, deci pe vremea când el a inventat ribozomul și a luat premiul Nobel împreună cu alții. Acum vorbim de foarte multe specialități care nu vorbesc între ei. Dacă dumneavoastră ca medic din interior vedeți aceste lucruri, vă dați seama pacientul care trebuie să se plimbe și să treacă de la unul la altul. Eu încerc să facilitez.
No, nu mi-a ieșit întotdeauna, mulțumim, recunosc. Mulțumim, doamna doctor. Vă mai așteptăm. Asta e o discuție care poate continua mult. Suntem aici și vă așteptăm de câte ori aveți timp, că de acum se discută despre timp. Știu că sunteți foarte aglomerată. Mă aduc și pe Meli. Vă așteptăm. Vă las în grijă. Multă sănătate și la mulți ani încă o dată. O primăvară frumoasă să aveți, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Toate cele bune. La revedere! Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin noi o găsești. Doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. 53 de ani, care a fost grav rănită și care a fost imediat preluată și dusă la spital de către un echipaj al ambulanței, însă și cei doi